Pot și singur, o chestiune Sănescu, care da. Cred că rămâne, știți că ieri, imediat după plecarea de la întâlnire, cum să-i spunem, confruntare n-a fost, Măcel, el a spus că el e omul bunului simț, al decenței, așa și motiva tăcerile, nu cu lipsă de informații și de mintoșenie, cum zicea Mircea Badea. Azi n-a mai fost același om. Azi a fost pregătit de la 9 dimineața pe întrebări, le-a repetat, le spunea inclusiv înainte ca Mădălina să-și termine întrebarea, el știa, răspunsul era perfect. Mă bucur foarte tare că astăzi a făcut și mulțumesc Ancăi Florea pentru articol. Azi el a spus un lucru cu care suntem cu toții de acord, a fost de acord cu Victor Ponta să facă modificările privind imunitatea parlamentară după nemți. Și asta e foarte bine, pentru că la nemți așa, autorizația inițială dată procurorilor la începutul investigației acoperă posibilitatea procurorului de a investiga, apoi un mandat de arestare, de percheziție, de trimitere în judecată, toate etapele necesită aprobarea Bundestagului. Adică exact ca la noi. Adică exact ca la noi. Ba mai mult, ba chiar ceva mai mult decât trimiterea în judecată la noi. Aprobată de Parlament. Să fie așa, imunitatea parlamentară, care oricum se referă în România doar la arest preventiv și la percheziție, este absolut necesară, dintr-o sumă de motive corecte, legitime. Și e peste toată lumea și în Statele Unite. Păi de asta este, pentru că e necesară și e legitimă. În Constituție, că a venit, nu știu ce, american sau atașatul de aici, a spunea, domnule, așa ceva nu se întâmplă. Se întâmplă peste tot. În Constituția americană, care e făcută acum un milion de ani, chiar menționează că nu poate fi arestat decât pentru crimă, revoltă, că atunci mai erau răscoale și nu mai știu ce, și pentru nimic nu poate fi arestat în timpul mandatului și nici pe drumul spre mandat. Că atunci, dura drumul că atunci mai mergeau mult, cu căruța da, și era, dura pe mine drum. Mă îngrijorează că el n-are întrebări. Adică nu poți să spui un lucru, da, vreau, când tu habar nu ai acel lucru. Asta e o chestie de bun simț. Măcar spune, nu știu cum e la nemți, dar eu aș vrea ca la noi să fie dar dincolo de neștiință albă. Asta e doar un capitol. Dar să nu știe nici liderii PNL-ului că l-a întrebat și nu știa numele. Habar n-are nimic. Dar dincolo de asta, mai sunt două componente. Unu, ipocrizie totală. Deci dacă nu știi cum e cu parlamentarii condamnați definitiv și care ar trebui să-și piardă postul, dacă nu știi economie, dacă nu știi nici cât e pensia, dacă nu știi nici Constituția, la momentul în care tu, Iohannis, care ai luat două case cu certificate false, apropo de retrocedări, că a ridicat el, a ridicat și el o temă, retrocedările, în afară de asumare, de amnistie. Bun, tu, Iohannis, care ai două case confiscate în instanță pentru că ai inventat ca moștenitor soția și mama soacră, tu vorbești de retrocedări așa cum îndrăznesc să le spui profesorilor, că tu mai ești profesor titular, adică ții un post blocat 14 ani ca un om sau mai mulți suplinitori de 14 ani în locul tău să ia jumătate de salariu, pentru că norma la fizică nu-i de 7 ore pe săptămână la o clasă. Tu îndrăznești să spui că tu ești profesor și tu știi cum fac profesori, când le-ai spus că din meditații ți-ai făcut 7 case. A cealaltă componentă, deci ipocrizie, neasumare niciun pic a guvernării PDL-ului, el vine din Neant. El uită că îi are în spate pe Blaga, pe Videanu, pe Predoiu, pe Boagiu, pe Udrea, pe Macovei. El uită. A treia chestiune este faptul că staful PDL, în mod absolut surprinzător, au încercat să-i dea lui Iohannis astăzi o față de Traian Băsescu, numai că a reușit să creeze un copil râzgâiat, prost crescut, care în momentul în care îi pune o întrebare lui Ponta, îi pune o întrebare lui Ponta, nu-i dă 20 de secunde să și răspundă. De ce spun că au încercat să-i creeze fața lui Traian Băsescu? Râsul stupid în momentul în care era într-o încurcătură. Mai țineți minte? Deci eu am văzut astăzi multe scene din 2009 cu Traian Băsescu în locul lui Iohannis, de-aia și invers. Iohannis în locul lui Traian Băsescu. Când era prins într-o încurcătură, râdea stupid, ca să nu spun ca prostul pe românește, Traian Băsescu. Așa a făcut și Iohannis astăzi. Vorbește despre Parlament. Așa a făcut cu Băsescu cuvintele și în 2009. Țineți minte momentul Mircea ăla? A, da? Momentul ăla, că vorbea de 2004. Deci exact momentul ăla în care îl întreabă Gioană pe Băsescu. De cocoș. De cocoș. Și așa, vedeți voastră pe cocoș poștaș? Da. Wow. Capitolul Parlament a vorbit cu vorbele lui Traian Băsescu. Nu cred că e nicio diferență. Dragii mei, am o rugăminte. Luăm două minute de pauză. Două minute doar. Dar după aceste două minute de pauză vreau să vă arăt ceva colosal. Vă arăt, de fapt, mai multe lucruri. Unu, după pauză.